proaspăt desemnat delegat al satului Anculești în Consiliul Local, care Ioan Oneț a solicitat în plenul ședinței de azi, 23 august 2016, sprijinul colegilor săi în vederea dezvoltării localității pe care o reprezintă. Oneț își propune ca până în 2020, când se termină actualul mandat, localitatea să facă pași importanți spre dezvoltare. În cadrul ședinței ordinare de azi, 23 august 2016, consilierii locali care ne-au aprobat repartizarea sumei de 400.000 de lei pentru acordarea de sprijin financiar unităților de cult din municipiul Carei, aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Sumele au fost alocate în funcție de investițiile realizate de parohiile solicitante.